Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și haideți să facem împreună pastă cu blat de pandișpan ufos și cremă de brânză dulce și stafide. Diferită, însă perfectă în orice zi, căci este o prăjitură cu brânză simplă și delicioasă. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Pentru blatul de pandișpan, 8 albușuri, 8 gălbenușuri, 200 de grame de zahăr, 200 de grame de făină și sare. Pentru crema de brânză și stafide, o să avem nevoie de 700 de grame de brânză grasă de vaci bine scursă, 5 ouă, 200 de grame de zahăr, 50 de grame de unt topit și răcit, 2 linguri cu făină, 100 de grame de stafide înmuiate în apă călduță și puțin rom, semințele de la o păstaie de vanilie, sare, un cup de unt și o lingură cu griș pentru tavă. Pregătim mai întâi blatul de pandișpan, așa că încălzim cuptorul. Ungem cu unt, inclusiv pe margini, o formă cu pereții de cașavi cu diametrul de 28 de cm, la baza căreia am aranjat hârtie pentru copt și o presărăm cu o lingură cu griș. Punem albușurile într-un castron mare, adăugăm un sfert de linguriță cu sare și le batem spuma. Bolul, dar și paletele mixerului trebuie să fie curate și degresate. Este bine ca ouăle să fie la temperatura camerei. Adăugăm zahărul și continuăm să mixăm, întâi la viteză mică, apoi o mărim treptat, până când avem o bezea tare, densă și luțoasă. Fiind un pandișpan fără praf de copt, va crește doar dacă încorporăm mult aer în spuma de albușuri. Punem gălbenușurile, cernem făina, pe care o puteți înlocui cu cacao, și amestecăm ușor cu o spatulă cu mișcări de jos în sus, ca și cum am întoarce compoziția până la încorporarea completă, dar nu mai mult. Turnăm compoziția pentru blatul de pandișpan în forma pregătită, nivelăm ușor deasupra și punem blatul pentru pască în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru 10-12 minute, doar cât să se întărească puțin. Între timp, pregătim umplutura de brânză. Scurgem stafidele și le ștergem bine cu șervețele absorbante. Peste brânza de vaci, cât mai grasă și bine scursă, punem ouăle, zahărul, untul topit și răcit, semințele de vanilie și făina și omogenizăm. Folosiți unt cu minim 80% grăsime. Brânza de vaci trebuie să fie cât mai grasă și, cel mai bine, lăsată la scurs peste noapte într-o sită fină. Adăugăm stafidele scurse și amestecăm. Crema de brânză pentru pastă trebuie să fie fină și fără cocoloașe. După cele 10 minute, scoatem din cuptor blatul pentru pastă, turnăm ușor peste el crema de brânză, o nivelăm uniform și punem pasta înapoi în cuptor la 170 de grade pentru 35-45 de minute, până când prăjitura cu brânză este rumenită. Crema de brânză trebuie să fie fermă, dar în mijlocul încă ușor moale, pentru că se mai întărește pe măsură ce se răcește. O lăsăm să se răcească complet în tavă, desfacem inelul detașabil, o transferăm pe un platou și presărăm deasupra zahăr pudră. Apoi o putem felia. Rezistă în frigider, acoperită 3-4 zile. Sper să vă fie de folos. Să încercați rețeta de pastă cu blat de pandișpan și brânză de vaci, chiar dacă nu este tradițională, ci o simplă prăjitură cu brânză și stafide, și vă aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Poftă bună, dragilor! Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în bucătăria mea și unde vă aștept comentariile, întrebările și sfaturile. Ne vedem pe Facebook, dar și pe Instagram, cu idei pentru rețeta zilei. Spor la bucătărie!